S-au rupt norii în mai multe județe din țară aflate sub cod galben de vremerea. Maramureșul nu a fost ocolit. După zile întregi cu soare și temperaturi de peste 30 de grade Celsius, ziua de ieri a adus ploi torențiale urmate de grindină, pe alocuri cât ouăle de porumbel. Mai mulți localnici din satul Culcea, comuna Săcălășeni, s-au plâns că le-au fost afectate culturile din cauza căderilor de grindină. Imediat după ora 17, după o ploaie torențială, curțile oamenilor au fost acoperite de un strat alb de gheață. Experții în climatologie trag un semnal de alarmă și spun că trebuie să ne obișnuim cu fenomenele meteo extreme, grindina, tornadele, canicula sau precipitațiile abundente care provoacă inundații, cauza fiind încălzirea globală. Din păcate, în special la nivelul aglomerărilor urbane, toate efectele schimbării climei sunt amplificate. De mâine vremea va reveni la normalul acestei perioade, însă vor urma iarăși zile caniculare prognoza meteo pe trei luni arată că atât august cât și septembrie vor fi mai călduroase ca de obicei, mai ales în jumătatea de sud a țării și în vest.